În luna decembrie, în apropierea sărbătorilor de iarnă, poliția română a demarat la nivel național o acțiune în sistem integrat pentru prevenirea și combaterea folosirii ilegale și a contrabandei cu articole pirotehnice. În cadrul acțiunii Foc de Artificii 2013-2014, desfășurată la nivel național de polițiștii din cadrul serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, au identificat în târgul de la Călugăreni un cetățean străin care comercializa produse pirotehnice fără drept. În urma cercetărilor, oamenii legii au descoperit 5.000 de petarde, 80 de rachete cu 6 focuri și 264 de artificii cu 20 de focuri. Polițiștii Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu au identificat în târgul săptămânal de la Călugăreni un cetățean străin care intenționa să comercializeze peste 5.300 de obiecte pirotehnice din categoriile 2 și 3. Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost ridicată în vederea cercetărilor. Bărbatul este cercetat în continuare în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere, transport, folosire sau orice altă operațiune cu produse explozive fără drept și contrabandă. Conform legii, în prezent pot fi comercializate doar articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1, de tipul artificiilor, pognitorilor cu confetii și gerbelor scânteietoare.